Actul normativ care a consfințit nașterea securității a constat într-un decret al organului suprem al puterii de stat, Prezidiul Marii Adunări Naționale, mai exact, decretul numărul 221 pentru înființarea și organizarea Direcției Generale a Securității Poporului, publicată în Monitor Oficial pe 30 august 1948. Dacă în primii ani de existență a RPR, principale funcții de conducere din securitate, miliție, grăniceri și penitenciare au fost ocupate de foști membri de partid din ilegalitate, în mare parte proveniți din rândul minorităților etnice, începând cu a doua jumătate a anilor 50, ei au fost scoși din sistem sau retrogradați. Procesul de românizare a aparatului de stat a luat amploare la începutul anilor 60, odată cu distanțarea liderului PMR față de Moscova. Ofițerii de securitate formați în anii 60 și care și-au scris memoriile sau care au avut diverse intervenții în mass media post-decembriste, au încercat de fiecare dată să se distanțeze de predecesorilor, punând toate crimele și abuzurile comise de securitate în primii ani de democrație populară în seama alogenilor. Bineînțeles, se omitea cu bună știință faptul că marea masă a ofițerilor și a suboficerilor din MAI era formată din etnici români. Această retorică naționalistă avea rolul de a îmbunătăți imaginea securității ceaușiste, una care, în opinia lor, era total diferită de cea din perioada dejistă. Realitatea îi contrazicea însă, existând în acest sens sute de mărturii ale celor persecutați și condamnați pentru propaganda împotriva orânduirii socialiste.